Hai, bună dimineața, prieteni. Suntem în 5 iunie și mergem la prima partidă pe Dunăre după prohibiție. Sunt cu Rareș și am plecat cam târziu, e ora 9, o să facem aproximativ o oră până la Dunăre. Da. Astăzi sunt, da, am înțeles că Dunărea e un pic în creștere, dar nu ne împiedică să ne aruncăm și noi două bețe în apă acolo. Avem nadă, avem omeală, avem tot ce ne trebuie, voie bună. Ce zici, Rareș, prindem ceva astăzi? Atâta. Oh, așa să fie. Să te audă bunuțul. Da. Ne mulțumim și cu pește mărunt, dar să avem activitate, adică să nu așteptăm. Probabil o să mergem într-o zonă cu umbră, cu pădure, pentru că afară se anunță a fi cald azi, 30 de grade. Rareș e un pic răcit, e pe antibiotic, a făcut până azi noapte, a făcut un pic de febră. Dar acum se simte bine, e în formă de cozonaci. Și e gata să-și prindă primul pește de după prohibiție. Ne vedem de la Dunăre. Am ajuns, mergem spre Dunăre, prin pădure pe aici ușurel. Ce zici? Mi-a zis nimic. Gata? Mi-a zis nimic de fundulețul meu. S-au dat la funduleț, s-a vărsat sticla de apă. Am ajuns și la Dunăre. Asta e zona. O tehnică. Bine, Rareș. Să pregătim prima dată nada. Da, băieți. Mai am niște nada aici pentru Dunăre. Uite, nu mai râs de mine. Cu peleți, cu porumb. Și o să mai punem niște nadă cu aromă de parmezan și cașcaval. Dunărea e într-adevăr mai crescută. Dar nu pe jumătate. Prieteni, avem ambele lansete la apă, avem două fidere. Am un coșuleț de 110 pe una și una coșuleț de 200 de grame, un river extrem. Și acum să mai aranjăm pe aici ce mai avem. Rare și cu undița pe acolo. Ia uitați-l. Pregătim un mic dejun, să pregătim niște crembuși cu ouă fierte. În așteptarea trăsăturii, momentan nimic. Ce faci cu vechiul? Cu
prieteni dezamăgiți, momentan nici măcar o trăsătură nu am avut. Ne-am așezat la masă, o masă câmpenească așa, în așteptarea primei trăsături. Cred că aici zona nu e chiar așa de profitabilă, să zic așa. O să căutăm alte zone pe viitor, nu mai venim aici, pe zona asta cu piatră, că nu ține pește. Acum mâncăm, relaxăm și sperăm că vine și măcar un pește. Data trecută, înainte de profiliție, ultima partidă, am avut două prezentări, trei. Dar am zis că e încă rece, că nu știu ce. Dăm o bere fără alcool, bineînțeles, și așteptăm pește. Hai că în timp ce era la masă a venit și primul pește. Mă așteptam să fie somnul, să fac o lansetă, două. Am niște râne mai groase, da. Ăsta a intrat la vierme, o da, mamă mică. Da, Rareș, hai de acolo la tabără. Vezi lanseta? Ia uitați ce grăsanie. Ia. Da. Haide să le eliberăm că e micuț. Să crească mare. Ai zis că l-am... Așa. Acolo, de aici, dă-i drum. Hai. S-a dus. Bravo, Rareș. Primul pește, am spart gheața. Hai, să mai prindem și alții. Atenți ce scobar a venit chiar acum. Tocmai vreau să pregătesc să o arunc, a mai venit o plăticuță acolo. Priviți ce scobar, haideți să vi-l arăt sus. Haideți să vă arăt ce scobar. Ne-am mai prins de mult scobar. De mult. Ia uitați! Prea bine! Ia uitați ce frumos e. Da, dar i-a rămas piernele în gură. Bar, e toată frumusețe. Să mai vină încă 2-3 ca ăștia și... Încă un scobar. Am dat de scobar aici, da? Un scobar. Nu, no, de când am venit eu nu, n-am văzut niciun. Să mă jurai cineva că mi-a prins un iubire. L-am avut în curte și mi-a prins băiatul ăsta la scol care are... Nu, no, sunt după la vreo 9 și ceva aici, n-am văzut nicio capră. Mi-am făcut pare la antea capă mare. Uitați să vedeți ce pește mi-a venit la... Ăsta e al patrulea. Un fusar. Mergem să dăm drumul la fusar. Primul fusar din viața mea prins. La buchet de râmă. Am zis că a intrat vreun somotel, vreun ceva. Stai acolo, tati, nu mai veni. Hai să vedem, să ne apropiem mai de male, să nu rănim. Protejat din de lege, din câte știu eu. Oleu, ce viteză are, uite. S-a scufundat. Mi-era teamă că nu-și revine, dar a stat câteva secunde și s-a dus. Mă speriasem, vreau să fug după mincioc să-l iau. Încolo avem și scobarii noștri. Hai, poate mai prindem.
Asta e frumos la Dunăre, că suspansul ăsta, că nu știi niciodată ce se intră. Uite ce a venit iar. La 5 minute. Bar frumos. La buchet de vierme. Păi nu așa. Un pat? Nu e orice pat. Da, de care? Făcut din frunze. Ai pus frunze? Da, am pus frunze și hanoracul meu. Aha. Și am reușit să fac asta dintr-un mic cuțit. Un cuțit din lemn, da. De jucărie. Da. Bravo, tati. Hai. Am luat asta, am tăiat, am luat, am pus acolo și a făcut în pat. Extraordinar. Dar trebuie și să faceți așa. Am înțeles. Bravo. Acum poți să dormi liniștit. Ia. Ăla-i tat. Bravo, tati. Ghiciți. Ghiciți ce fac eu aici. Ce faci, Radeș, aici? Un pat făcut din frunze, hanoracie, pălărie și pietre. Tare. Bravo, spor la treabă.
Bună, dragi prieteni! Eu mi-am făcut un mic pătuleț și dacă vreți să faceți și voi, vă trebuie niște pietre pe orice mărimă, niște frunze și bețe de alea ușoare, un hanorac, top, cutie sau o șapă sau ce aveți. Și ideea este următoare. Trebuie să luați numai să vă spun eu. Trebuie să luați, dați, stați un moment. Cam asta a fost episodul de azi, sper că v-am făcut mica să dați la un like, la un clopoțel și, și poate mai ne vedem pe viitor. Și dacă... Se mai în spate ca să te vezi. Și acum... Uite, am mâncat în gura. Sper că v-am făcut episodul de azi, să dați un like la acest video. Un clopoțel. Nu ne auzim data viitoare. Pa, pa! Și dacă voi postă, dați și voi un de-asta. Miam, 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 miam. Pa! Dragi prieteni, partida noastră a luat sfârșit. Prima partidă de la ridicarea prohibiției. Am reușit să ne jucăm pe fișori. Și haideți să vedem. Și arăt. Ăștia sunt câteva dobari foarte, foarte frumoși. Iarăși pe mal. Covarii noștri. Vreo 6, dar sunt destul de frumoși.